Iarna și-a intrat în drepturi în stațiunile de pe Valea Prahovei. Ninge ca în povești, iar stratul de omăt depus este unul consistent. Traficul rutier pe DN1 s-a desfășurat în condiții normale, iar drumarii au intervenit cu autospecialele din dotare. La nivel de drumuri naționale nu se finalizaseră contractele, dar ei au și utilajele proprii și au primit și o autofreză din cele care au fost aprovizionate de către CNADNR. Aveau și sare care deja se afla în stoc. Referitor la drumurile județene, știți că s-au făcut contracte pentru trei dintre, tot județul a fost împărțit în patru sectoare, pentru trei sectoare s-au făcut contracte, iar ceea ce înseamnă zona de nord sunt acoperite cu contract. Localnicii s-au pus pe treabă încă de la primele ore ale dimineții. Înarmați cu lopeți, s-au pus pe făcut pârtii în grădini sau în fața caselor. De când timp, Ninge? Păi de ieri după... adică de ieri, de azi noapte. De azi noapte după la 4, cred. După la 4 a început să ningă. Și s-a depus ceva? S-a depus. Deja e, nu vedeți. Sperăm să fie bine de acum încolo. Pentru turiști în special, că pentru noi localnici suntem sătuși de zăpadă de atâția ani de zile de când suntem aici. Aveți ceva de dat zăpadă? Cam cât are stratul în curte? Și păi stratul nu are decât, cum să vă spun, vreo 30 cm. A venit drăguța. De când o așteptă? De cât timp, Ninge? De azi noapte s-a pornit? Azi noapte, pe la vreo două a început să... Da. A început tare. S-a pus deja. A început așa niște oloani mari și s-a depus, că din nori e plin. Acum e momentul. Că de altă dată venea mai repede, dar acum ne-a mai lăsat să mai respirăm. La noi e ceva normal. Și dacă nu este zăpadă, este ca o nuntă fără lăutari sau la un popă fără mort. Cam cât are zăpada? E mare, s-a depus momentan. Păi deocamdată are cam 10 cm, dar ajunge la o jumătate de metru. Și amatorii sporturilor de iarnă își freacă mâinile de bucurie. E prima dată când vede zăpada această placă, sezonul acesta. Și aștept să o testez pe zăpadă, ca lumea, pe pârtie. Și dacă tot au dat primii fulgi de nea, e forfotă și în centrele de închiriere echipamente sportive. Îmi ajută un prieten, da? Să-și repare schiurile pentru... Le-a scuțit, care-i procedura? Ce le faceți practic astăzi? Se repară talpa, se ascut canturile, se curăță schiul, se ceruiește, se curăță... Și dacă tot a nins, traseele către platoul masivului Buceci au fost închise.